mondial nu știu, toată lumea mă întreabă cum a venit ideea. Nu e ideea nouă, e ideea veche. Eu am mai făcut în 2003 o frigărie de 13 metri și atunci mi-am venit ideea pentru că aveam nevoie de un eveniment la lansarea primei mele cărți, care a fost o carte culinară. În 2007 am făcut altă frigărie de 20 de metri și am venit că pot să fac una și mai lungă și au trecut câțiva ani, nici am făcut acum, 2011. Au trecut vreo 4 ani, 7, până când am putut să fac pe asta. Am găsit sprijin, susținere și ajutor și iată, se întâmplă. Spune-ne câteva detalii despre frigăria asta. Are 101 metri, conține carne de pui, cârnați, țărănești, kaiser, ardei, ceapă și un amestec de miroden pe care l-am preparat. Mamă, ce carne! Cum să faceți ca să obțineți record mondial? Nu ne-a interesat foarte tare brevetul de record mondial, dar nici nu am anunțat prima. Adică trebuia să anunțăm 6 luni înainte. Acum 6 luni noi nu știam că să facem asta. Facem asta. Am mai spus-o, sunt foarte mulți spătoși care știu mai bine decât mine. Am mai făcut treaba asta două ori. Nu am de ce să am emoții pentru că am știut cum merg lucrurile. Și ce se întâmplă cu carnea? La cine ajunge? Cum ajunge? Ajunge la cine vrea să mănânce. Pentru că cei care sunt de grame, banii vor merge tot între asociații care are grijă de copii care au nevoie de dializă. Câți logări s-au implicat? La aproximativ 40. Spui numele tău complet și... Adică da, sunt blogger culinar, încătat, ce mai vreți voi? Mersi și eu! Înregistrare pentru internet de pe Robin Tel.ro.